Ai spune că gusturile nu se discută. Uite că Institutul American de Film a discutat de mai multe ori lista celor mai bune filme realizate vreodată în Statele Unite. Prima dată a făcut-o în 1998, apoi a actualizat topul în 2007, într-o zi de 21 iunie. Ce vreau să știe e că primele locuri au rămas aceleași întâmplător faptul că Citizen Kane, un film tocmai din 1941, rămâne și astăzi pe locul 1 în ierarhia alcătuită de Institutul Național American de Film, care a inovat foarte mult în materie de imagine la vremea respectivă pe parcursul filmului și a avut, nu în ultimul rând, parte de un regizor și actor principal foarte talentat, Orson Welles, care, să nu uităm, a făcut filmul ăsta la numai 26 de ani. A debutat, practic, cu o capodoperă. Dacă te întrebi cum poate să piardă primul loc o capodoperă cinematografică, tot George îți dă răspunsul. Citizen Kane a fost pentru mult timp numărul 1 și în Rotten Tomatoes, în ierarhia Rotten Tomatoes, până când cineva s-a gândit să dezgroape o cronică nefavorabilă veche de 80 de ani și și-a pierdut recent acest statut. Iar topul celor mai bune producții cinematografice americane continuă cu o capodoperă din anii 70. The Godfather evident este o altă lecție de cinema pe care Francis Ford Coppola ne-a dat o în 1972, este unul dintre acele filme care revine obsesiv în toate topurile alcătuite în orice colț al lumii. E suficient să ne aducem aminte de prestațiile actorilor din film precum Marlon Brando sau Al Pacino ca să înțelegem de ce ai fi crezut că un film de dragoste face față greu celor mai puternice producții din top, dar locul 3 desemnat prin vot de cei de la Institutul American de Filme te contrazice. Casa Blanca cred că este la fel un reper în materie de cinema pentru orice cinefil. Ne aducem aminte cu siguranță ce roluri au făcut acolo Humphrey Bogart și Ingrid Berman. Uite cum te reîntâlnești cu aceste filme fără să știi și în afara ecranului. Toate aceste trei filme se regăsesc astăzi în cultura populară, fac parte, dacă vrei, din vocabularul nostru de zi cu zi. Să ne aducem aminte numai de celebrele replici din The Godfather, o să-i fac o ofertă de nerefuzat, sau uh, a, ceea care îmi place mie foarte mult, Leave the gun, take the cannoli. Evident, Casablanca este iarăși un reper în materie de replici celebre, de la este începutul unei frumoase prietenii până la din toate barurile din lume. La fel cum și Citizen Kane a lăsat foarte multe obsesii cinefile, precum acel Rosebud, care noi așa, explică într-o bună măsură începutul și finalul filmului.